Salut, eu sunt Paul, îți mulțumesc că ai intrat pe acest video. Astăzi am discutat alături de Florian Ușurelu, care este un binecunoscut olimpic la informatică, despre cum a început el să învețe programare, despre Olimpiada de informatică, despre pasiunile lui și de ce a ales o facultate în România în detrimentul uneia din afară. Totodată am abordat și subiecte precum Olimpiada de chimie, despre ACM, despre facultatea de drept și multe alte lucruri pe care nu le-am menționat. De ceva timp Florian și-a deschis și el un canal de YouTube, are câteva vloguri foarte interesante și te îndemn să intri și acolo după ce ai vizionat acest video. Totodată, pe lângă linkul spre canalul lui Florian, ai link spre infonow.ro în descriere, unde poți fi ajutat să înveți sau să predai programare. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! Vreau să te întreb cum ai început tu să înveți programare. De ce ai ales latura asta, domeniul ăsta? Păi știi, de obicei în clasa noua când ales sau optezi să mergi la un profil pe liceu, practic majoritatea oamenilor aleg între biochimie și mate-info. Aveam inclinații din 5-8 la matematică când participam la Olimpiadele Județene. Acolo niciodată nu m-am calificat la național, ăla a fost un regret să zic. Dar mă calificasem la chimie. Puteam să merg ori pe biochimie, ori pe mate-info. Mă sfătuisem destul de mult cu niște cunoscuți și mi-au spus că dacă chiar vreau, puteam să mă duc înspre biochimie să mă fac medic, fiindcă aveam bazele cu chimia. Dar totuși am simțit că informatica e ceva ce sună mai bine. Adică totul a început în clasa nouă. Nu am avut niciun contact de atunci, nu, până atunci cu informatica. A fost destul de succint, m-am dus pe un domeniu pe care nu-l cunoșteam deloc. Și da. A fost primul moment, practic. Interesant. No, e foarte relatable că și eu am fost la național la chimie în gimnaziu și după aia din liceu n-am mai avut nicio treabă cu chimia, doar pe informatică. Da, exact. Sistemul de învățământ în România practic împarte în organică și organică și din clasele în 7 până între 9 faci doar organică, pui bazele și... Da. Restul liceului continui pe organică care se dă mai mult și la admitere. Adică anorganica, da, dacă ai bazele de matematică destul de bine puse la punct, poți să te califici lege la chimie. Nu e foarte mult de învățat, ca teorie e matematică. Cel puțin în clasele a 7-a până între a 9-a. Adică presupun că de-aia oamenii care de obicei participă la matematică sau la informatică se califică la chimie cu lejeritate. Da, mai știu, cred că vreo două persoane care s-au mai calificat la național la chimie în gimnaziu și după aia la liceu nu au urmat pe chestia asta. Dar ai dreptate că nu prea e foarte mult de învățat, ai câteva denumiri de învățat, dar are rest regula de trei simplă și câteva chestii matematice. Da, exact. Ecuații și cam atât. Da. Voiam să te întreb, știu că tu ai participat de foarte multe ori la Olimpiada și ai ajuns și la națională. Cum ți s-a părut Olimpiada și atmosfera de acolo? Păi să zic, să o iau treptat. Având primul contact cu informatica abia în clasa 9 și fiind din Gorj, Gorjul care n-are un bazin de selecție extraordinar de mare, dar vârfetele care participă la Olimpiadă sunt destul de bune. Adică Gorjul, să zic, că e în prima sau primul sfert, poate chiar mai bine din județele din România la informatică. Avem participanți la lot, avem medalezi cu aur, avem destul de mulți oameni foarte bine pregătiți. Și e destul de ușor să te impui, să îi imprimi 6-7, să iei o mențiune, versus sau comparativ cu alte județe, Cluj, București, e destul de ușor să te impui în primii, dar nu e ușor să te impui ca primul, al doilea sau al treilea ca să te califici, practic. De-aia eu în clasa 9 nu m-am calificat la națională, dar... Pot să zic că atunci a început să se pornească curiozitatea în mine. În clasa 9 luasem locul 3, dar dintre a 10-a până a 12-a am luat numai locul 1. Mă motivam destul de mult să lucrez. Foarte tare. Ca și experiență la națională, naționale mai participat sunt doar în clasa 7-a și a 9-a, cred, tot la chimie, adică doar la chimie. Deci ca să compar experiențele mele de la naționale, de la chimie, cele din clasa 7 și a 9 și cele de la informatică din clasa 10, 11 și 12, la chimie
spre exemplu, se duceau foarte multe fete. Adică, în primul rând, e o diferență între mentalități, fiindcă bazinul de, să zicem, fete, e mult mai mare la chimie. La informatică, practic, fiind prima națională în clasa 10 abia, nu știam cum se mănâncă totul. Și mentalitatea de concurent, cum ar fi? Să se apropie de cineva ca să fie mentorat, de obicei. Adică te apropii tu, elev mai mic, de un elev de a 11 sau 12, ca să vezi cum e, să înveți mergând cum stau lucrurile, cum stă treaba. Și practic nu știam la ce să mă aștept, fiindcă aveam și niște așteptări puțin la rezultat, dar era prima calificare și nu știam care e nivelul meu comparativ cu ceilalți concurenți. Asta era o problemă. Ca mentalitate de concurs, în prima zi m-am gândit că merg ca un outsider, nu vreau să ies printre ultimii și nu eram destul de bine pregătit din punctul de vedere al abordării subiectelor. Adică participând doar într-o nouă la concursuri și concursuri locale, județene, maxim pe Oltenia, nu aveam o experiență foarte mare și eu participam versus elevi care erau deja din clasele mai mici, din clasa 5-a, 6-a, început în informatica. Eu, într-a noua, doar cu informatica și puțin un semestru de a 10-a, nu avut atât de multe concursuri. Ce am făcut în prima zi la națională? Practic, erau trei probleme. Adică, asta e structura la Olimpiada de informatică. Știu că o problemă se rezolva foarte lejer cu structureală, dacă știi sau dacă știi STL. STL-ul pentru un om de clasa 9 sau clasa 10 e o mină cerească, o mană cerească. Nu poți să implementezi de 100 mai nou problemele dacă nu știi hack-uri de STL. O problemă nu puteam să fac din start, doar cu inspirație sau cu structureală sau cu STL, ceea ce nu știam eu. O problemă, cred că era de surtări și un pic dinamică, nu sunt sigur. Dar ce vreau eu să zic e că am abordat fix cum nu se poate mai bine. M-am apucat de problema care sună cel mai ușor, am scris la ea până când n-am mai putut, nu m-am uitat la timp, am scris vreo 15 kg și aveam impresia din vorbitul de pe hol că limita e 10 kg. Asta e încă o greșeală la unui începător. Adică nu știi regulile de la început, nu știi când trebuie să salvezi tot un folder, nu știi cum o să vină supraveghetorul la tine, cum se desfășoară lucrurile. Nu știam câți kilo am voie să scriu la sursă, am scris vreo 15, aveam impresia că trebuie să scriu maxim 10 și cu jumătate de oră înainte de terminarea concursului am tăiat if-uri, am tăiat cazuri, am tăiat tot și pe problema aia care trebuia să iau destul de mult am redus-o la 66% din mărime și luasem, nu știu, vreo 10 puncte. Am mai făcut un brut pe o problemă și luasem în total, cred că vreo 20-30 de puncte. Adică, ce vreau să zic, mentalitatea de concurent, adică am rezumat mentalitatea de concurent ca prim participant la Olimpiada Națională de Informatică. De-aia e foarte de mare ajutor dacă, practic, ai pe cineva care să-ți prezinte toate chestiile astea, cum se desfășoară. Eu l-am avut pe profesorul meu, Nodea, dar una e să ai un prieten, un mentor elev și alta e să ai un profesor, fiindcă elevul știe practic mentalitatea, prin ce treci, stresul, cum să abordezi o problemă, fiindcă gândește fix ca tine. Asta vreau să zic. Da, că no, profesorul nu prea o mai participa la Olimpiada de mult timp. S-a schimbat foarte mult, adică dacă în 2005 luai, să zicem, lejer la național printre primele locuri făcând un li și liul ăla făcându-l, nu știu, neoptim, acum, dacă nu știi, nu te califici sau nu ești printre prima jumătate la județ. Da, nu ești nici prima jumătate la județean acum, dacă nu știi. Mm-hmm. Voiam să te întreb ce părere ai de noua structură pentru Olimpiadă. Știi că de aproximativ un an sau doi, pentru a ajunge la națională, trebuie să ai minim 120 de puncte la județeană. Nu trebuie să fii neapărat primul din județ. Poți fi primul dacă n-ai minim 120, nu poți să ajungi la națională. Îmi pare, așa? Da, îmi pare o schimbare necesară. Adică dacă până acum erai, să zicem, în București, luai 200 de puncte și ieșeai al 9-lea, înainte erau 8 locuri pe București, pe sector, dacă ieșeai al 9-lea,
nu te calificai, în timp ce un băiat din, nu știu, să zicem, de la mine, din Târgu Jiu, Giurgiu sau de unde ar fi el, lua 20 de puncte, 30 de puncte, se califica fiind primul pe județ. Adică da, da. Era puțin necesar, fiindcă nu era meritocrat. Meritocrat e să ajungă cel mai bun acolo. Și totuși, e o idee foarte bună să lași și un reprezentant pe fiecare clasă, la fiecare județ. Adică încă cel care ia locul întâi pe județ se poate califica. Dar trebuie să treacă de minimul ăsta de 120 de puncte. Adică mi se pare un lucru foarte fair făcut, dar e bine implementat la informatică, unde notarea e obiectivă. La matematică și acelante, unde s-a luat și acolo exemplul ăsta, mi se pare puțin... Se poate face un abuz de putere aici, prin corectură. Adică poți să gândești că corectezi mai lejer ca să primești un punctaj mai mare, ca să califici mai mulți elevi din județul tău, ca să crești prestigiul județului tău și liceelor tale. Dar la informatică mi se pare un sistem bun. La celelalte, sistemul era destul de bine gândit, ca dacă în anii trecuți făceai bine, în anul ăsta să primești un număr de locuri bazat pe anii trecuți. Da. Nu cred că mai este o olimpiadă cu sistem de notare obiectiv, nu, în afară de informatică. Dacă stăm să ne gândim, nu, chiar nu. Cred că e singura. Da, cred că e singura. Și vreau să te întreb dacă ai recomanda altor persoane să participe la olimpiada de informatică. Păi trebuie să ne gândim în primul rând dacă la olimpiadă sau la olimpiada de informatică. Adică... La olimpiada de informatică. Da, da, dacă ar Cam fi... Cam asta ne pricepem. Da, dar dacă ar fi să o luăm așa, am putea să gândim și, sau să vorbim și de toxicitatea olimpiadelor. De faptul că devii din ce în ce mai competitiv, nu mai lucrezi în echipă, nu mai... Sunt foarte multe avantaje dacă participi la olimpiadă, dar și de dezavantaje. Dacă vorbim strict de olimpiada de informatică, vorbim despre altceva. Să discutăm despre olimpiada de informatică, să lăsăm momentan despre olimpiada în general. Cred că ce are special olimpiada de informatică față de toate celelalte e că poți să vii dintr-un anonimat și să iei un loc foarte bun în fiecare an, doar prin muncă și prin inspirație. Altceva ce mi se pare interesant la olimpiada de informatică e că nu trebuie foarte multă teorie, îți trebuie doar inspirație, doar, nu știu, o sclipire de moment. Poate și bazele, adică dacă nu lucrezi evident, nu știi metodele, nu știi anumite chestii, dar sunt cazuri și ai văzut și tu la olimpiada națională că oameni care nu lucrează, îi vezi pe site-uri, le vezi conturile, nu bagă cod efectiv, sunt mult mai bine clasați decât oameni cu mii de probleme. De ce? Fiindcă au inspirație și nu contează foarte mult cât mă lucrez și inteligența de moment, psihologia, mentalitatea, adică aici se vede cel mai bine nervul de competitor. Asta, eu aș recomanda tuturor să participe la olimpiadă, nu neapărat cu un target să scoată un loc, cât să învețe puțin să gândească. Informatica nu te învață neapărat ceva on point, nu poți să faci aplicații, nu poți să vorbim de olimpiada de liceu, de informatică de liceu. Nu înveți să faci site-uri, nu înveți să faci ceva palpabil. Înveți doar să gândești. Adică noi ca oameni știam algoritmi de când ne-am născut, de când existăm. Știam să sortăm pietre de la mic la mare, știam să ducem piatra în stânga, în dreapta. Aveam niște algoritmi din cap. Aveam niște algoritmi să cărăm, nu știu, din fântână apă, să tragem pe scripete. Algoritmii existau mereu, numai că nu știam că se numesc algoritmi, știam că se numesc niște pași pe care îi urmăm ca să avem un rezultat. Acum, noi ce facem? Noi gândim și simulăm pe calculator toți pașii și așteptăm un rezultat care poate să fie, nu știu, discutabil în funcție de timp, în funcție de corectitudine, în funcție de memorie. Mi se pare bun numai ca să te înveți să gândești în primul rând. Bun de a participa, bine de a participa. Și ai zis despre toxicitatea olimpiadelor, care ar fi dezavantajele participării la olimpiade, pe lângă faptul că nu... Ai zis și tu că ești mai individualist, nu mai lucrezi așa bine în echipă. Păi da, olimpiada... Bine, s-a introdus acum olimpiada pe echipe, care e... E tot la fel ca olimpiada normală? Adică... Fiecare liceu poate să aibă o echipă sau cum funcționează? Păi sistemul practic, din câte știu eu, poți să faci o echipă doar pe liceu sau cred că, nu, știu un caz când colegul meu, Kikirim, a participat cu
Bogdan Sitaru, adică era o echipă mixtă, cred, spre să mă înșel. În fine, ce știu e că e o echipă cu programatori și rezerve, sunt mai multe runde online. De la rundele online te poți califica la runda națională și de la runda națională știu că e o rundă internațională cu câteva țări. E un concept nou. Cred că suntem chiar fondatori sau cofondatori. Nu știu, noi de obicei le fondăm și Olimpiada de informatică și de matematică și COI-ul, BOI-ul, cam pe toate le-am fondat și s-a avut un cuvânt de spus. Trist e că noi am fondat Olimpiada de informatică sau am fost cofondator ceva de genul și nu am ținut niciodată Olimpiada de informatică în România, o internațională. Ce aș putea să zic despre mentalitatea asta de om care participă la Olimpiada? Devii din ce în ce mai competitiv și vrei practic să îl bați pe cel de lângă tine. Nu vrei să, evident, nu vrei să lucrezi cu el în echipă, e interzis. Practic, tu vrei să tragi atât de tare încât poziția ta să fie mai sus decât a celuilalt. Și chestia asta contrabalansează sau nu știu cum să exprim. Adică, fii atent, mi se pare că ce se pune accent în ultimul timp e munca în echipă. Adică, nu mai poți să faci nimic fără nicio aplicație, fără un om de marketing, fără un om de media, fără un om de imagine, fără un om de statistică, fără un. Adică, acum dezvoltarea aplicației nu mai înseamnă doar aplicația în sine, înseamnă dezvoltator, software engineer, practic, să zicem, un sfert, o parte, poate și mai puțin. Acum înseamnă toată mentalitatea, tot lucrul ăsta în echipă, toată interdependența între toți. Și omul, participantul la Olimpiadă, nu e învățat să împartă ideile lui, e învățat doar să acumuleze în el, să ține informația și să o reverse în timpul probei. Cam asta mi se pare un dezavantaj. Acum, Olimpiada pe Da. echipe e puțin mai diferită și mi se pare un concept foarte bun. Sau ACM-ul, ICPC-ul. Pentru studenți. Mi se pare că e o șiftare destul de bună de la Olimpiada Națională de Informatică Individuală, acum la Olimpiada care te învață să lucrezi în echipă. Adică fix când trebuie la facultate, când trebuie să-ți arate puțin că, băi, nu se mai poate, nu mai poți singur. Singur ai făcut când ai luat bazele ca să le iei mai repede, fiindcă alții evoluau într-un ring, tu evoluai în alt ring. Acum v-am stricurat din voi cosită, ați rămas cei care ați vrut să ajungeți până aici, acum lucrați în echipă, învățați să lucrați în echipă. Mi se pare Da. bine că s-a coborât și la liceu, la nivelul de liceu, conceptul ăsta de ICPC pe echipe. Și crezi că pentru un fost olimpic care a participat în liceu la Olimpiada Națională, la premii singur, individual, e greu să participe la ACM, de exemplu, unde e participare în echipe, să, nu știu, să colaboreze în echipă? Aș putea să discut puțin despre experiența mea de participant la ACM, dacă să fac o comparație puțin. Da. Bun, anul trecut, eu fiind anul întâi, am participat cu Felix Puscasu și cu Kikilin Stelian, practic colegii mei de grupă. Nu important la concursurile de genul e să știi participanții colegii de echipă. Adică una e să știi cam în ce momente ți-ar zice dacă nu știi problema, cât ea să citească, pe ce stă el mai bine, pe structuri de date, pe dinamică, pe gridi, pe, nu știu, bulanel, observații, înțelegi mai repede enunțul. Adică, dacă îți cunoști mai bine coechipierul, știi practic la ce să lucrezi și tu și ce să-i dai și ce, să lucreze și el, să faceți echipa completă. Acum, dacă înainte, când participai la individual, trebuia să le știi tu pe toate, acum poți să-ți împarți toate task-urile, astfel încât munca să se împartă la trei, fiecare să știe câte ceva și fiecare să gândească cumva, astfel încât echipa să gândească cum trebuie complet. Înainte nu aveai avantajul ăsta. Și un dezavantaj când participi în echipă, dacă nu știi colegii, e practic că nu știi cum gândesc și nu știi cum să reacționezi. Ca experiență de lucru, pentru prima participare la ACM, cred că dăduseră niște simulări, vreo 3-4 simulări, dintre care vreo două rateuri. Nu ne coordonam destul de bine, fiindcă nu ne știam, cum am zis anterior. Deci trebuie lucrat și în plus în echipă, în afara concursului în sine. Da, Ca să te obișnuiești cu echipa. clar, un dezavantaj mare a fost că runda regională, SERC-ul, era prin octombrie sau noiembrie, adică foarte devreme. Noi ne-am făcut echipa prin, să zicem,
octombrie, nu știu exact dățile, dar știu că erau foarte apropiate de începutul de an. Ne făcuserăm echipa și n-am avut timp să dăm foarte multe simulări, decât vreo 4, dintre care și o simulare în facultate cu toate echipele, o selecție a noastră internă. Și pot să spun că dacă aveam mai mult timp, făceam mult mai bine. Noi la regional am luat undeva locul 20 și ceva, la egalitate cu locul 16 la număr de probleme. Dar la regională nu ne-a mers totuși prea bine, fiindcă ne blocaseră la niște enunțuri și nu știam cum să le mai abordăm, nu știam cum să le gândim și ce nervi să punem pe ele. Ne-ar fi ajutat dacă mai dădeam câteva simulări. După, totuși, eu cu Stelian am continuat să dăm simulări, cred că două, poate trei pe lună, depinde de timpul nostru. Cred că aveam în total vreo 15 simulări, noi doi. Adică, ce vreau să spun? În ultimul timp am investit foarte mult în lucruri de echipă, nu în cunoștințele noastre, cât în simbioza asta dintre noi. Ne întâlneam efectiv la ori la mine, ori la el și printam subiectele și stăteam pe ele. Și acum, cum ne împărțim noi subiectele sau cum abordăm subiectele? Dacă înainte, când erai 1v1 cu subiectele, dacă erai participant individual, trebuia tu să le citești pe toate, să le știi, să le înfuleci. Acum poți să le împarți jumătate, le ceri printr-o sită, să zicem că sunt trei nivele de probleme. Probleme ușoare, medii și grele. Probleme ușoare de obicei le cam facem când le citim. Și mai rămân probleme medii și grele. Problemele medii le citim, le înțelegem. Dacă nu le înțelegem, cerem ajutorul unul altuia. Și dacă avem idei sau idei care ni se par bune sau nu, dacă ni se par plauzibile, dar nu perfecte, pot să existe bug-uri, pot să existe niște greșeli în mentalitate, în logică, în abordare, cerem sfatul. Ideea e că e important ca tu să știi să faci un rezumat foarte bun al problemei. Dacă e o problemă de o pagină, o pagină jumate, nu mai pierzi timp să-i dai lui problema să citească de la început, să înțeleagă și el. Trebuie să știi să-i faci un rezumat foarte bun acum. Și trebuie să știi să... Aici vorbim de simbioza dintre cu echipieri, să știi cum, cât de ușor o înțelege și cât de ușor știi tu să o spui. Aveți niște ticuri, aveți niște cuvinte cheie ca să nu mai pierdeți timp. Bun. Da, interesant. După ce discutăm problemele medii și verificăm ideile dacă sunt bune sau nu, cineva începe să codeze. Dar dacă cumva nu găsim nicio idee, mergem din mai mic în mai mare. Adică punem întrebări, discutăm fiecare cuvânt cheie, luăm metode la rând. Facem practic un schimb de vorbe până când vine o scripire din out of nowhere, ceva de genul. Și la probleme grele, după ce nu mai avem probleme medii, acolo de obicei mai rămâne jumate de concurs să abordăm probleme grele și aici nu mai e de lucru în echipă neapărat foarte mult, cât e de stat, gândit, tocit ideea și apoi discutat din nou. Adică e o combinație între ce știi tu din liceu și munca în echipă. Dacă probleme ușoare le făceai instant tot ce știai din liceu, problemele medii le făceai din mai mic în mai mare, aici munca de echipă se vedea și aici de obicei se iau locurile cu probleme medii și cu timpul scoți probleme pe probleme medii, fiindcă probleme grele le scot ori foarte puțin, ori nimeni. Sau, na, adică nu se face diferența la problemele grele și nici la probleme ușoare, acolo unde se vede munca individuală în mare parte. Se face diferența la probleme medii, unde se vede cea mai mare parte a muncii în echipă. Bun, la probleme grele, practic, acolo e o combinație, să zicem. Și între muncă de echipă, dar mai ales între ce vii tu din liceu. Ce vreau să spun, să rezum. Practic, munca în echipă face cel puțin jumătate din concurs. La tipul ăsta de concurs. Foarte interesant și voiam să te întreb, cum funcționează mai exact cu ACM-ul? E o echipă pe facultate sau sunt mai multe și se califică în funcție de rezultat? Din câte știu, sper să nu mă înșel, fiecare facultate are drept de... fiecare universitate are drept de cel puțin o echipă. Acum echipele se dau în stil meritocrat. Cred că e un număr pe România, sper să nu mă înșel. Și numărul ăla e distribuit tuturor universităților de pe, adică toate universitățile. În general,
Clujul, Iașiul și Bucureștiul au cele mai multe echipe din prisma rezultatelor din anii trecuți. Noi am avut anul ăsta 3 echipe, Iașiul cred că a avut 3 sau 4 echipe, ceva de genul. Adică echipele se dau în funcție de și de rezultatele din anii trecuți, cel puțin așa a fost la noi, fiindcă la Unibook anul trecut nu am dat faza națională, nu am putut să o dăm, fiindcă mulți erau plecați la internship-uri. Noi de obicei nu o dăm, facem o selecție internă și ni se acordă by default câteva locuri, 2-3 câte ori fie ele. În general ar trebui să fie dată faza națională și se dă. Anul ăsta știu că o să se amâne puțin faza națională, tocmai ca să se întoarcă toți de la internship-uri și să fie o selecție foarte mai corectă. Bun, acum după ce o să fie faza asta națională, o să se aleagă echipele în mod meritocrat de la cele mai bune la în completare. Dacă cumva o facultate participă cu câteva echipe sau cu echipă și face cel puțin o problemă, cred că primește by default un loc la regională ca să fie diversitate. Nu sunt sigur de chestia asta. Adică nu știu sigur dacă vii cu 10 echipe la universitate și te califici cu toate prin 10 poziții sau dacă vii cu 10 echipe, faci bine, dar trebuie să mai dai și la alții fiindcă ei aduc diversitatea. Dar totuși înclin să cred că e și diversitate, fiindcă am văzut niște echipe de la Academie de Poliție, de la mai multe care probabil nu ar fi bătut echipe de București, de Universitate sau de Poli. Adică stai. De la Academia de Poliție la ACM. Luând de pe clasamentul din anul trecut, putem să vedem că și Academia Tehnică Militară a avut un loc. Gen, nu trebuie să ai neapărat, eu credeam că trebuie să ai neapărat un domeniu de informatică la facultate ca să te poți califica. E degree de, nici nu știu ce degree au, Academia Tehnică Militară. Probabil e un poli de militar, n-am habar. Adică, stai, și tu cu cine îți faci echipă la drept? Am un coleg, bine, e o poveste destul de lungă, cum am intrat la universitate la olimpici. Noi în București avem o grupă din nou care practic se spune că e de olimpici. Cei mai buni, da, știu. Da, cei mai buni din admitere și olimpici. Am intrat și s-a întâmplat să intre și colegul meu de clasă, am un coleg, Nanu Robert. E pentru prima oară când doi oameni din Târgu Jiu sunt în grupa de olimpici. Bun. Întâmplarea face ca eu să-l fi convins să, sau ne-am convins unul pe altul să dăm și la drept. Am terminat amândoi, suntem amândoi și la drept aici în Târgu Jiu și la Universitatea în București. Adică da. El e un coechiper din doi și celălalt o să fie amuzant să-l găsesc. Unul de acolo. De unde pasiunea asta pentru drept? Sora mea face dreptul, de fapt l-a și terminat, are și masterul făcut. Acum activează ca avocat la o firmă de avocatură. Adică e bine să știi să gândești dreptul. Ca la informatică. Nu e neapărat productiv să știi totul despre informatică, toate chichițele, dar e bine să știi să gândești informatica. Și la drept. E bine să știi să gândești dreptul. Să știi legile cum se dau. Adică au și ele o logică. Cineva nu ar da o lege doar ca să fie. Și dacă tu înveți puțin mentalitatea cum legilor, puțin legislativ, puțin juridic, știi să deduci și restul sau știi să gândești puțin sănătos în direcția aia. Adică știi ce să nu faci ca să nu intri în probleme. Nu știu cum să spun. E cumva puțin, înveți să gândești dreptul doar făcând facultatea. Ce pot să spun? Și poți să ții pasul cu amândouă? Adică te descurci? Bine, în primul rând nu neapărat nu mă gândesc să profesez în drept, e doar pentru mine, pentru dezvoltarea mea. Și cu ținutul pasului e puțin cam greu, mai ales că sesiunile se suprapun. Trebuie ori să reprogramăm la în Târgu Jiu, trebuie ori să, nu știu. Am avut foarte mare noroc cu pandemia că le-am dat online. Adică într-o zi se nimerise să am examen și la drept și la universitate. A fost destul de challenging. Momentan cred că da, și anul 2 o să fie examenele online, probabil. O să ducem cu brio și anul 2. Ce pot să spun? E destul de greu să le duci, dar la drept e pe, nu știu cum e, fără frecvență. Adică nu avem teme foarte puține. Asta mă ajută foarte mult. Nu puteam să țin pasul dacă chiar îmi cereau prezență și ceilalți. Da, înțeleg. Voiam să te întreb ce hobby-uri mai ai pe lângă informatica și drept.
Bun, e o listă destul de lungă. M-am apucat acum recent de vlogging, Știu. dacă ai văzut, da. Da. E amuzant. Vrei să știi de unde vine numele Ușu de Men? Că e o poveste întreagă. Da. Bun. Da. Ideea e că dacă observi, sunt 3 litere și 3 cuvinte. Adică sună puțin ermetic, sună puțin simetrie. 3, Ușu e simetric. Adică e o siglă destul de bunicică, 3 cu 3 cu 3 și sonor. Dar important e că, sau de unde vine menul ăla, e de la Manchester. Eu eram atunci cu decizia de Manchester și îmi schimbasem fix când am fost admis la Manchester. Și mă gândeam, băi, merg în Manchester, hai să-mi schimb și eu din ușurelul Florian R, care practic era puțin anost, puțin, nimeni nu citea până la final. Când spun mail-ul meu, de obicei lumea nu observă R-ul ăla, adică sună puțin... nenatural, sună puțin nenatural nimeni meu de pe Instagram. Mi l-am schimbat în Ușu de Men, că sună bine Manchester, Ușu de Manchester, de studentul de la Manchester. Și aș mai atribui chestia asta cu Men și de la faptul că noi în familie, o să sună amuzant, avem o firmă de camioane și există o firmă de produce, Man, firma Man de tiruri. Adică e puțin din copilăria mea în manul ăla de la final. Are două legături. Da, și dacă ai văzut am și intru cântat de o rusoaică, a fost amuzant să fac și logo-ul și intro-ul să-l gândesc. Intro-ul, dacă ai observat, seamănă puțin cu intro-ul de la Doi Bărbați și Jumătate, cu menul ăla lung. Nu m-am uitat la serial. Da, ce pot să spun? Hobby-ul, deci am început să fac vlog-ul, basketul, cred că am deja vreo 8 sau 9 ani de când practic basket, de performanță. Am făcut antrenamente, dar acum am luat-o mai ușor. Nu știu, să zic că joc de 3, 4, 5 ori pe lună. Fotbal, tot așa, am făcut antrenamente și de fotbal și joc destul de des și fotbal. Cu ce echipă de fotbal ții? Aș vrea să zic că țin cu cineva din România momentan, dar îți dau un citat din mine, să zicem. Decât să pierzi mai bine, nu câștigi, știi cum e? Adică, da. Decât... Dacă vrei să-ți explic de unde vine citatul ăsta. Bun. Hai că ți-l explic puțin, poate o să-ți sune interesant sau amuzant. Deci, am citit o carte de Dostoevski care spunea așa, era despre un jucător de poker. Și m-am gândit așa, nu știu să joc poker, dar știu, singura regulă pe care o știu e că tu pui o miză pe masă, pune și celălalt o miză și cumva la final, din toate coinsurile alea, din tot ce pui tu pe masă și pune și el, cineva va câștiga și cineva va pleca fără nimic. Adică aici se vede cel mai bine este. Ba da, cam așa e, dar mai este și split, că puteți câștigați amândoi și să împărțiți. Dar în fine, cum am gândit eu, adică n-am gândit regula asta cu split-ul. Da, îmi dau seama, da. Nu știu să joc poker. Și m-am gândit, dacă este ceva în lumea asta care să intri și ori să pierzi, ori să câștigi, mai bine nu te mai bagi. Bun. Mm-hmm. Da, interesant, chiar interesant. Deci, nu, echipe de fotbal nu. Bun. Dar măcar jucători. Nu, echipe de fotbal, țin minte că țineam foarte mult cu Steaua, până să aibă ei conflictele și... Așa. Până să înceapă să nu mai joace. Adică, în 2014, cred că a fost ultimul an, atunci când au bătut pe Ajax și cred că și următorul. De atunci... Noi încă ne mișcam de atunci, din 2006 până în 2014, să zicem, din inerție. Adică încă aveam jucători buni din 90. Comunismul încă crease jucătorii ăia care voiau să iasă din anonimat. Și încă fiii lor, copiii lor, prietenii lor, mediile, echipele încă existau. Acum am avut o pauză, s-a rupt tot, infrastructura nu mai era, s-au oprit antrenamentele, grupele de junior nu mai existau în România. Și ne-am mișcat din inerție până în 2014, să zicem, când mai aveam rezultate. După 2014 s-a văzut practic că noi nu mai aveam deloc jucători tineri români, deloc investiții și abia atunci s-a văzut când căderea fotbalului românesc. Fiindcă noi nu mai investiserăm din 2000, din 90, dar noi tot ne mișcam fiindcă aveam o inerție practic. Da, da. Acum, dar știu că... noroc cu Academia lui Hagi. Da. Încă mai sunt proiecte. De obicei oamenii care au câștigat în fotbal vor acum să aducă ceva înapoi. Adică când înveți ceva foarte bine
când te duci într-o direcție, într-un domeniu, nu-ți prea mai bine să te reprofilezi. Dacă tu ai învățat fotbal, știi fotbal foarte bine, vrei să cumva să continui pe domeniul ăsta. Te faci un jucător de fotbal, de obicei se duce ori în managementul echipelor, ori în marketingul echipelor, ori se fac antrenor. Adică am avut noroc că după ce te faci fotbalist, trebuie să faci ceva cu viața ta. Și că viața de fotbalist e limitată. Asta a fost norocul nostru. Bun, vorbeam despre spiritul de organizator al românilor. Practic, noi am putut numi într-o țară care are de toate doar 3 miliardari. De ce? Fiindcă românul nu e obișnuit mental să fie un bun organizator. Era chiar o chestie pe internet, circula, am și comentat-o. Românul întârzie la orice, în afară de biletul de avion. Și am găsit, adică știi, tu când mergi să prinzi avionul, vii cu 4 ore mai devreme, 3-4 ore. Da. În medie, dacă te duci la români, vin foarte devreme la avion. E singurul, sau printre singurele lucruri la care nu ar întârzia. Și îți dau două explicații pe care le-am găsit eu. E scump. Da, prima explicație e practic că românul nu vrea să pierdă o investiție care pare scumpă. Și chiar e scumpă. Românul respectă banul lui atâta timp cât dacă l-ar pierde, ar fi foarte greu să-l facă. Nu suntem obișnuiți să investim în lucruri scumpe și atunci când investim în lucruri scumpe, le respectăm mai mult decât ar trebui. Adică un zbor cu avionul îl respectăm mai mult decât, nu știu, o întâlnire importantă, să zicem. Adică se rezumă la bani, tocmai fiindcă noi suntem obișnuiți să nu avem. Asta e prima explicație. Și a doua explicație, gândește dacă ai pierde practic un zbor cu avionul într-un trip, cât de greu ar fi să reorganizezi totul în sistem, într-o situație de urgență. Adică e o mică frică că dacă ai pierde avionul, ai pierde toate legăturile, ai pierde toată cazarea, toate discuțiile, tot ce ți-ai planificat. E greu să organizeze românului. Adică eu cred totuși că are legătură și cu simțul de organizator al unui român, chestia asta. Cu frica asta. Da. Păi, și avioanele sunt destul de rare, spre deosebire de trenuri care sunt, nu, sunt mai multe într-o zi. Un avion spre o direcție, probabil, maxim, cred, de 2 ori pe zi. Da, de-aia vreau să zic. Exact cum ai zis tu, una e să prinzi, să întârzi la tren și îl iei pe următorul, practic n-ai pierdut nimic decât câteva ori din viața ta, și alta e să pierzi avionul când trebuie să-ți replanifici următoarea perioadă din viața ta, da. Tocmai din cauza avionului. Voiam să te întreb de ce ai ales, că știu că voiai să-mi povestesc chestia asta, de ce ai ales să rămâi în România la Unibuc, la facultate și nu în străinătate? Să spunem că e și un trend acum. Dacă observi, sau hai să ne ducem puțin mai în trecut, în istorie. Dacă vezi, există în Europa câteva facultăți care sunt de prestigiu. Nu știu, poți să numești Oxford, Cambridge, Sorbona, poți să numești facultăți de prestigiu. Ideea e că în trecut, dacă e să vorbim, o carte costa echivalentul a 7-8 mii de dolari cât ar veni banii de acum. Adică accesul la informații era mult mai greu și mult mai dificil. Trebuia să te duci practic într-un centru universitar ca să ai acces la informație. Bun. Cu trecerea timpului și cu evoluția asta la care omul a asistat, accesul la informație e mult mai ușor. Adică nu mai trebuie să îți muți locația, să te duci într-un centru ca să ai acces la informație. Acum poți să stai aproape de casă și să ai acces la aceeași informație aproximativ la fel de calitativă. Acum se pune problema să pui în balanță. Ce vrei? Vrei un mediu diferit? Vrei... Adică te gândești la mediu, te gândești la prieteni, te gândești la investiții. Nu te mai gândești neapărat la informația pe care o primești. Cel puțin la informatică. Dacă ar fi să gândești la informație, informatica, să spunem sincer, e una dintre cele mai bine dezvoltate, nu materii, domenii din România. Dacă ar fi fost să vreau ceva pe psihologie sau, nu știu, marketing, m-aș fi dus în Anglia, evident. Acum te gândești unde, în primul rând, unde e informația pe care vrei să o ai, pe care trebuie să o accesezi. Bun, informația asta, informatica, o avem și în România. Acum punem în balanță mediu. Mediu, putem să spunem că nu
nu mă atrăgea foarte tare cel din Anglia, atât de tare încât să îmi dispacă cel din România dacă aș fi stat. Adică nu era un plus atât de mare plecatul în Anglia doar pentru mediu. Adică, bun, oamenii, oricum nu îi cunoșteam, trebuia să învăț totul ăla de la început, nu aveam relațiile pe care le-aș fi avut aici. Adică singurul lucru care m-ar fi atras să plec din România ar fi fost informația, la care aș fi avut acces aici. Nu cred că mi-a merită în ultimul timp să pleci, adică să vrei să faci IT și să pleci din România. Merită doar dacă vrei să faci cercetare. Chestia asta nu o vreau momentan. Adică cred că nu o să vreau niciodată. Te duci, dacă vrei să faci cercetare, îți trebuie o instituție foarte puternică, îți trebuie fonduri și îți trebuie oameni cu care să evoluezi, oameni care vor să faci cercetare. Și practic te duci într-un centru unde oamenii vor acele lucruri pe care vrei și tu. Bun, în România nu se prea face cercetare la nivel înalt. Și nici nu vreau chestia asta. Dacă vreau cercetare, mă duceam în Anglia. Adică am rămas fiindcă am gândit-o pentru mine și am gândit-o, cred, corect, până în punctul ăsta până în momentul ăsta. Da, înțeleg. Deci o decizie pe care tu ai luat-o. Și ai zis ceva că ai pierdut un autobuz sau? Parcă mi-ai spus la un moment dat. Nu, asta ți-am spus-o prin mesaj în clasa a noua, la Olimpiadă. Trebuia să plecăm la Bacău. Era ora 4 dimineața, stabilită plecarea, eu se întâmplase să mă scol la 4:30, veniseră după mine să mă caute. Adică nu are legătură foarte mult cu facultatea, era doar o întâmplare din trecutul meu, că am pierdut deplasarea până la Național de la Bacău, a trebuit să o prind cu mașina. E ok. Se mai întâmplă. Băi, așa departe de te trezi la 4 dimineața. Noi suntem diagonal opus de Bacău. Adică trebuie să străbatem toată România. Dacă te gândești Târgu Jiu în sud-vest și Bacău în nord-est. Da. Ok. Chiar nu știam unde e Târgu Jiu pe hartă. Adică știam că e în sud, nu știam chiar așa în stânga. Cred că e mai în centru. Aș fi vrut eu. Bine, e o poziție destul de bună, dar din unele puncte de vedere. Noi suntem ca student, ca elev într-un liceu din Târgu Jiu, tu poți să te duci și la București, și la Timișoara, și la Cluj, adică faci cam 4, 5, 6 ore înspre toate. Acum partea proastă e că dacă vrei să mergi înspre București, nu ai autostradă. Ai autostradă doar de la Pitești. Adică avem cumva o poziție foarte bună, dar suntem cumva izolați din lipsa de infrastructură. Adică suntem egal de ceilalți, dar egalul ăla e foarte mare. Adică sunt... Eu, tu care zici că n-ai autostradă până la facultate și eu care merg 12 ore cu trenul până în Cluj. Nu știu de unde ești. Da. Ai zis că nu ești. Bacău, Neamț. Ok. Zona aia. Puteai să mergi la Iași? Da, puteam, da. Și sincer, acum mi se pare că Iașiu, cel puțin pe programare competitivă și pe cercetare, stă puțin mai bine decât Timișoara. Adică, dacă ar fi să faci un... N-am auzit că sunt rupt. Da, decât Timișoara. Adică, dacă ar fi să faci un... O statistică așa. Dacă ar fi să faci o statistică, ai pune ca orașe Clujul și Bucureștiul, depinde cum vrei tu. Dacă îți plac mai mult clujenii, dacă îți place mai mult București și că are mai multe oportunități, să zicem că e capitală, ar fi cam ambele pe locul întâi, să zicem. Și apoi dacă ar fi să cauți un loc 2, l-ai cam pune pe Iași acum. Ai văzut? Da, chiar nu. Clan Fiesta s-a calificat, sau nu știu, la ICPC, la regionala de studenți. Clan Fiesta s-a calificat acum, anul trecut, sau acum 2 ediții, la internațională, la World Final. Cred că Timișoara nu s-a calificat în 10 ani niciodată, sau cred că niciodată. Adică se vede un progres. Și plus că în Iași, Iașiul e facultatea care atrage cei mai buni studenți din Moldova, fiindcă e aproape de Moldova. Mă refer la Republica Moldova. Adică au un bazin destul, au un bazin destul de mare, au o țară întreagă. Da, eu am ales Clujul că mi s-a părut mai fain orașul decât Iași. Și facultatea era destul de bună și în Cluj.
Sincer, dacă nu exista grupa de olimpici și dacă nu era să romea în București, veneam chiar în Cluj. Îmi place... nu pot să spun... Mie îmi place mai mult Clujul decât Bucureștiul. Da, asta Sau vreau să că zic. asta e subiectiv. Ca oraș îmi place și mie mai mult Clujul, dar a tras mai mult faptul că a fost grupa de olimpici și că a fost să romea în București. Și că știam, și colegii mei plecau în general în București, chiar dacă în principiu suntem egal ca distanță de Cluj și București. Generația mea a vrut mai mult Bucureștiu. A fost un punct de vedere, a îngânit așa puțin. Adică dacă nu existau... Așa? Nici spre Cluj n-ai autostradă, nu? Am petice de autostradă. Am mers acum o lună spre Cluj E și ok. știu că intram pe autostradă, ieșeam pe alta, mai intram iar. Se lucrează în continuu momentan. Ah, Da. lol, ok, deci se Da. construiește ceva. Asta vreau să zic, că dacă ar fi fost să aleg un oraș de, neținând cont de oameni sau de facultate, aș fi ales Clujul. Am fost ultima dată, ți-am spus, acolo o lună în Cluj, am stat 3 zile și singurul claxon pe care l-am auzit a fost cu 2 ore înainte să plec spre Târgu Jiu. A claxonat un om dintr-o mașină de, să zicem, sub 1000 de euro cu educație precară. Adică, ce vreau să spun? Dacă Și erai nu în era, București... și era mașină, era mașină matriculată în Cluj, măcar? Nu știu, nu m-am uitat. Eram șocat că am auzit claxon. Până atunci nu credeam că clujenii au Sunt claxon. șanse să nu fie din Cluj. Da, am fost șocat că clujenii știu să claxoneze. Gândește, știi când ai o casă și e lângă trotuar. Tu, ca să scoți mașina din casă, din curte, intersectezi perpendicular trotuarul. Bun, ca să ieși pe șosea, practic, pe partea carosabilă. Mergeam cu prietenii mei pe trotuar. A ieșit o mașină dintr-o curte și a trebuit să aștepte, cred că 5 secunde sau, nu, după 5 secunde de așteptare, se uita în stânga-dreapta, vrea să vadă dacă poate să se încadreze pe bandă. Nu a putut să se încadreze, era un băiat mai tânăr. Se uita înspre noi și a cerut scuze. Adică am fost șocat de faptul că un om care vrea să iese din curtea lui, în mod legal, s-a pus, noi nu puteam să trecem. Sau puteam să trecem, dar să-l ocolim prin spate. Am stat câteva secunde și a cerut scuze că practic ne-a oprit drumul. Adică chestia asta nu vedeai în viața ta în București. Pot să zic că iubesc oamenii din Cluj. Da, și mie mi-a plăcut că prima dată când am fost, și pe mine m-a șocat amabilitatea asta dusă la extrem. Toată lumea e așa, nu știu, cald tot, pune sala de la shower mai fericit că face shower. Da, adică parcă în Cluj, sper să nu se strice chestia asta, să nu se impolifice cu oameni care vin din alte părți ale României. Adică, momentan în Cluj, fiecare parcă simte rolul și știe că face ceva pentru societate. Că, adică, nu contează ce job ai tu în Cluj, dacă îl faci cum trebuie, te simți apreciat. Ceva de genul. În București Da. mi se pare că e dată, nu știu, nu ranchiuna, încrâncenarea asta, stresul ăsta și din faptul că e un trafic infernal și trebuie să te lupți să intri în metro, trebuie să te lupți să te încadrezi în trafic, trebuie... Nu poți să mergi fără un stres de la casa ta până la job. E stresant numai drumul până la job. Adică dacă devii stresat dintr-un lucru așa de mărunt, îți strici tot vibe-ul. În Cluj, spre exemplu, am condus în era 3 zile, nu cred că am stat într-un ambuteiaj deloc. În București, cred că dacă ieșeam pe la 12 și trebuia să merg 2 km, nu făceam, nu-i scoteam în sub 15 minute. Adică ce vreau să spun? Clujul e atât de bine gândit și oamenii sunt atât de relaxați încât simți că vrei să trăiești. Bă, foarte tare. Și eu am fost de curând în București și e ok orașul, într-adevăr, nu-i nașpa, chiar e foarte ok, dar traficul, într-adevăr, e groaznic. Și cred că am stat o seară aproape de stradă și călăgie, gen călăgie constant, noaptea, ziua. Orașul are un potențial imens, doar că nu e bine gândit, n-a fost bine administrat. Da. Vreau să fac o glumă, dacă ar fi ieșit firea, mi-aș fi luat viză de flotant pe Cluj. Până în momentul ăla, atât de disperat eram să iasă Nicu Șordan. Adică, nu vreau să zic că Nicu Șordan e un mare
organizator, nu a condus până acum nicio primărie, nu are experiența, nu e un boc, nu l-a clonat pe boc. Doar că era un bonus mult mai mare decât primarul precedent, un olimpic internațional la mate. Și da, sunt șmecheri, plus probabil. Când ești sprijinit de două partide, de USR Plus și de PNL, deja sunt șanse ca cineva să spună bețe în roate sau să nu te sprijine, sunt șanse mai mici, fiindcă deja ai o majoritate. Ai deja o bază, niște oameni care te susțină. Și când ai două partide, te ajută foarte mult. Da, da. Eu chiar, acum. Da. Chiar am speranțe că București o să evolueze în bine. Adică să spunem că îi dăm 2 ani lui Nicușor să se obișnuiască cu administrația, să prindă din zbor. Aici e ca la fotbal. Dacă e o echipă, nu te aștepți să... Dacă un antrenor ia o echipă, nu te aștepți să scoată rezultate din primele meciuri. Trebuie să cunoască jucătorii, staff-ul, adică restul staff-ului trebuie să cunoască celelalte echipe. Trebuie să-ți cunoască situația în general. Nu poți din prima. Nu poți din prima. Și să zicem că în 2 ani nu se întâmplă mare lucru, dar din al 3-lea în 4-lea an, așteptăm schimbări în bine. Și apă caldă. Da, și apă caldă. Bă, nu, eu când am fost în București am prins apă caldă și a fost ok, deci au mers. Probabil, unde ai stat, la hotel? Da, nu știu, un Airbnb undeva nou. Da, au interesul de apă caldă, băieții. Da, chiar e interesant, Clujul, chiar dacă nu e mare, adică e destul de măricel, dar nu e mare ca București, de exemplu, două străzi principale și totuși chiar e liniștit cumva, nu e, într-adevăr, la ora 12, ora de vârstă, ora 8 dimineața, e plin, dar în rest nu e, na. Te referi la... Cum ai zis tu, ambuteiaje sau... Da. Chiar interesant și foarte fluid totodată transportul în comun. Ajungi imediat dintr-un punct în altul pentru că-s benzi speciale pentru autobuze. Da, am văzut. Uite, chiar mă gândeam. Ai citit Factfulness? Nu. Bine, o recomand. Și am învățat eu în Factfulness. Bine, e practic un amalgam de statistici, un amalgam de păreri, un gând către societate, să zicem, un gând către societate de vreo 200 de pagini bazat pe studii. Ce spune cartea asta? Spune că noi, ca om, ne aflăm în cea mai bună perioadă a existenței noastre. Nu avem, nu știu, războaie majore, nu avem foamete majore, sau cel puțin nu avem proeminent în zonele în care, nu știu cum să-mi exprim. Acum mult timp erau situații mult mai bun, nași, pe gen. Bun, el a împărțit societatea în 4 părți, de la sărăcie până la, să zicem, moderație. Nivelul 1 spune că trăiești într-o așezare din lut, nivelul 2 trăiești într-o așezare, să spunem, mai bună și mergi cu bicicleta, nivelul 3 spune că ai o mașină, sunt șanse să ai mașină și trăiești decent și nivelul 4 spune că deja ești angajat și societatea evoluată. Bun. Statistic vorbind, noi până acum 50 de ani sau 60-70 de ani trăiam majoritar în nivelele 2 și 3. Acum în 2020 ne-am shiftat cam toată populația planetei înspre nivelul 3 și 4, pardon. Majoritatea sau să spunem, ba da, majoritatea europenilor, nord-americanilor sunt deja nivelul 4. Ce vreau să spun? E că mișcarea asta a societății e una sănătoasă și se duce în direcția bună. Și că ce vreau să spun în carte e că oamenii care au mizat pe țările care erau subdezvoltate și au așteptat, nu știu, 20 de ani să se dezvolte, au câștigat și din punct de vedere financiar. Și unde vreau eu să merg cu ideea asta? Noi suntem deja de mult în nivelul 4, dar suntem în nivelul 4 la început, să-i spunem, sau nu la început, din punctul de vedere al cărții, nu la început. Dar suntem în urma celor alți tot din nivelul 4, adică din nivelul maxim de dezvoltare al confortului. Adică tu dacă mizezi pe o țară care nu e dezvoltată cum e Anglia sau cum e Franța, încă ai de câștigat, fiindcă investiția ca să faci ceva în țara asta e mult mai mică și încă se poate dezvolta.
Asta a fost încă un motiv pentru care am rămas în România. Într-o țară deja dezvoltată, nu ai cum să te impui foarte bine pe piață, fiindcă deja cam toate există. Sau, uite, îți dau o idee, cum poți să devii bogat dacă vrei vreodată. Ah, Discutam? mă gândeam așa. Da. Așa, din... Vrei și tu. Tot vreau. Dacă vezi, unele dintre cele mai rapide startup-uri, sau nu știu cum să mă exprim, oamenii care au făcut bani, Companii. oamenii care au făcut bani în România în ultimii 10-20 de ani, au fost în mare parte oameni care au dus deja concepte existente din alte țări. Adică nu vezi ceva în România care să bubuie, să revoluționeze ceva. Vezi concepte deja aduse. Da. Adică, dacă vrei să faci bani, e o modalitate și să aduci ceva ce nu există pe piață, să copiezi ceva de pe piața de lângă tine. Sau nu neapărat să copiezi, să adaptezi. Da, chiar e o idee interesantă. Din câte știu, noi suntem cam în urma Americii cu vreo 5 ani. Deci ce o să fie ce e în America acum o să fie la noi peste aproximativ 5 ani. Bun, deci O parte, dacă găsești ce a măcar. început acum 5 ani în America și implementezi într-o România, sunt șanse să devii bogat. Ce a început acum 5 ani în America? Ok, o să caut, chiar o să caut. Bă, sper să nu înceapă o pandemie în România peste 5 ani. Bun, pare. Are sens. Da, oricum e tot dus la extrem, pare, în America cu politically extrem și să fie totul politically correct și na. Tu, dacă stai să te gândești, e ca un ciclu. Ce vreau să spun? Timpurile bune generează oameni slabi, oamenii slabi generează timpuri rele și timpurile rele generează oameni puternici. Momentan, americanii au fost până acum, să zicem, câțiva ani, în timpuri bune, care au generat acum oameni slabi. Și se vede pericolul asta de oameni slabi care începe să dăuneze societății. Adică vezi oameni în America care se plâng și fac pe live-uri pe Instagram, pe Facebook, fac scandal că nu au primit, nu știu, gramajul potrivit de vanilie sau de, nu știu, de frișcă la Starbucks. Adică acum vezi oameni revoltându-se din orice. De ce? Da. Fiindcă oamenii sunt produsul unor timpuri bune. Oamenii sunt slabi acum, să zicem. Probabil acum va urma un timp în America, o perioadă cu timpuri rele și grele, care va genera din nou oameni puternici. Sper să nu se întâmple asta și în România din următorii ani. Adică e un trend deja să vezi că omul nu mai apreciază, omul critică, omul, nu știu, devine invidios, tocmai din cauza că să trăim în cea mai bună perioadă a omenirii. Da, chiar oamenii cumva s-au emancipat, cred că asta e problema. Nu că s-au emancipat, că nu mai știu să aprecieze exact efortul pus de celălalt, nu mai știu să-l aprecieze pe celălalt de lângă el. Adică, fiindcă lor le e bine, nu sau, da, fiindcă lor le e bine, nu înțeleg că celălalt nu e atât de bine pe cât lui. Adică, începem să trăim într-o bulă, să credem că ce ni se întâmplă nouă și ce e în mediul nostru foarte apropiat, e de fapt să generalizăm că se întâmplă peste tot. Adică nu mai vezi oameni, nu știu, un om normal că se gândește la foamete, fiindcă nu mai e foamete. Dar nu mai e foamete restrâns în mediul lui. Foamete încă există. E mai mică, cum am discutat anterior, adică am trecut omenirea din nivelele 1, 2 sau din toate nivelele am trecut la un nivel următor din. Acum vorbesc despre effectfulness din nou. Dar ideea e că noi ne-am izolat în bula asta și nu mai știm ce e în afara bulei. Adică tindem să generalizăm ce e lângă noi, tindem să generalizăm, să spunem, bine, așa mi-e mie, deci cum poate să fie ție diferit? Și de aia, când nouă ne e bine, credem că și celuilalt e bine și
de aici calitățile negative, fiindcă e cumva o încăierare, o bula negativă cu bula mea pozitivă se încăieră cu a ta și tind să crezi că celălalt e de vină doar fiindcă ție ți-e bine și crezi că și el lui e bine. Cam asta vreau să spun. Da, foarte interesantă perspectiva asta și cred că ajută mult, influențează mult la abordarea aceasta și rețele de social. Ai văzut și acel dilema pe net? Da, nu cred că l-am văzut tot, da, sau nu mai știu dacă l-am văzut tot, sincer. Am văzut o parte, am înțeles ideea. Dar erau chestii pe care cam deja le știam, adică nu a fost nimic ca wow, ce nu știam dinainte. Da, adevărat. Mergea bine un refresh să îți reincorporezi ideile alea. Mi s-a părut destul de bun și destul de relevant. Adică oameni care lucrau în domeniu și-au dat seama că, băi... Aia cu Gmail-ul m-a impresionat. Da. Începem să devenim... pe mine m-a impresionat următorul lucru. Dacă nu plătești pentru un produs, înseamnă că tu ești produsul. Îți dă puțin de gândit, adică pe Facebook nu plătești pentru ceva efectiv. Înseamnă că cineva totuși face bani cu tine, adică tu ești produsul, tu ești vândut. Și cum ești vândut? Psihologia ta, mentalitatea ta, avatarul tău creat, e vândut pentru a vinde înapoi tot ție. Da. Știu că mai era un documentar pe Netflix unde am auzit chestia asta legat de Facebook, Cambridge Analytica și alegerile din America. Acolo am auzit chestia asta cu dacă e gratis, tu ești produs. Da, adică... Și acolo se vorbea. Mi se pare bine că a fost introdusă propoziția asta, sintagma asta, nu știu, replica asta, citatul ăsta. Mi se pare bine că a fost introdus. Adică trebuie să conștientizezi chestia asta din ce în ce mai mult. Și dacă tot ai dus, aminte de Cambridge Analytica, ce mi-a propus Adi Budău? Și pot să spun că a fost și unul dintre motivele pentru care am rămas Adi Budău. Practic, la un e-book, dacă ești la grupa de olimpici sau în general, ai șanse să primești ca seminariști, studenți mai mari sau oameni care vor să predea, să zicem mai buni, fiindcă oamenii ăia targetează grupa de olimpici. Adică vor să își predea materia și vor să-și arate cunoștințele unor oameni care știu sigur că vor fi mai atenți și că le vor acumula mai ușor. Bun, Adi Budău, dacă îl știi? E... Știu că e tot pionier în programare. E internul, descrierea lui. La Dropbox, în anul în care a fost el intern, nu s-au organizat internship-uri, parcă. Sau așa înțeles eu. Doar că el era singurul intern, fiindcă dovedise că e mult prea bun. Adică lui spuneau internul, fiindcă era singurul care era la internship, la Dropbox. Adi a luat anul trecut, deci vorbim de Adi, de seminaristul meu, de la PEA, de la programarea, proiectarea algoritmului sau ceva de genul. PEA, nu știu. Vorbim de Adi Budău, care anul trecut a participat la Google Hashcoach și s-a calificat în primii 40, urma, dacă nu era pandemie, să meargă la finală. Nu știu unde era, în Dublin. Și nu s-a mai ținut? Cred că s-a ținut online sau o să se țină. Oh my God. Parcă aveam două echipe calificate anul ăsta la Google Hashcoach de la finală. Nu știu sigur. Știu sigur că al lui Adi și încă una, parcă. Da, și mie îmi place concursul ăla și particip destul de des. Gen, de 3 ori am participat până acum. Foarte tare. Da. Am deviat destul de mult de la subiect. Ce vreau să zic cu... Da. Ne place să deviem. Dezvoltăm subiecte noi. Bun, ce vreau să zic? E ok. Cu Cambridge Analytica. Adi mi-a propus să, dacă tot fac dreptul, să mă duc în direcția asta de om... de avocat, de judecător, de om al legii, să spunem, puțin legat de informatică, să le combin pe cele două. Adică în America mi-a spus că există sau exista până recent existau maxim 2 sau 3 judecători care aveau licență sau competențe în informatică și în computer science în general. Da, adică țin să cred că următorul job în care va necesita facultate de drept
nu va mai fi, nu știu, avocatul simplu, va fi avocatul care va trebui să combine mai multe domenii. Dacă trebuia până acum să știi să judeci numai praxis, să știi puțină biologie, să știi puțin pe acolo medicină, sau na, o mentalitate de medicină, o peliculă, acum se caută și se va căuta avocatul și omul legii care va avea competențe digitale. Ai văzut că în procesul la care a participat Mark Zuckerberg, nu știa judecătorul cum să-l abordeze. Ai văzut cât de penibil a fost. Adică judecătorul încerca să spună ceva și Mark îi spunea, vezi că nu prea ai dreptate. Adică cum ai pretenții să judeci corect un om dacă tu nu înțelegi ce a făcut omul ăla? Și ne aflăm în situația în care nu putem să înțelegem ce fac oamenii ăia dacă nu avem competențele necesare. Și asta vreau să zic. Adi chiar mi-a propus să mă duc în direcția asta să le combin pe cele două. Și se poate, de ce nu? Drept. Avocatul digital. Da, de ce nu? Bă, chiar e o idee foarte bună. Probabil în viitor să fie mai multe cazuri de chestii de genul ăsta. Să fie din ce în ce mai multe. Și da, o să fie util. Chiar o să fie util. Uite, dacă e să ne gândim, tu crezi că va da înapoi vreodată domeniul informaticei? Adică? N-are cum să mai dea înapoi. Adică e prea, prea îmbibat în viața cotidiană a fiecărui om. Oricât de cunoscut e... Hai să ne gândim puțin. Hai să ne gândim puțin. Te-ai fi așteptat vreodată? Sau hai să ne gândim puțin în altă nuanță. Ce părere ai de avocați? Cât de greu e să devii avocat în momentul de față? Pare foarte greu. Exact. Cel puțin așa văd. De ce vezi chestia asta foarte grea? Eu vorbesc din experiența și sorii mele acum. Și din experiența mai multor prieteni. Așa. Pare că trebuie să tocești foarte. Nu. Dacă știi tot, după ce ești cu studiile necesare, cât de greu să te impui ca avocat? Deci după ce ieși? Să te impui într-un proces sau să te angajezi? Să te angajezi și să te impui. O luăm normal. Să te angajezi și să te impui. Păi nu știu, pare destul de greu că nu știu dacă toți aia care termină dreptul și profesează, adică știu trei persoane care au terminat dreptul și niciuna nu profesează ca avocat sau ceva legat de avocatură sau de drept. De ce crezi? Păi nu și-au găsit locul sau nu le-au plăcut sau nu au reușit. Bun, o să te duc puțin, o să deviez un pic chiar de la discuție. Știi că nu-ți place, poftați vine mâncând. Știi cum e vorba? Deci ei n-au avut poftă, n-au avut ocazia să aibă poftă, fiindcă n-au profesat probabil. Sau dacă au profesat, au profesat într-un mediu destul de stresant sau în care nu puteau să facă față, tocmai fiindcă era competiția prea mare. Ce vreau eu să spun? Deci dacă nu ți-a plăcut, înseamnă că n-ai avut poftă, că n-ai mâncat, pofta îți vine mâncând. Sau asta de la competiția prea mare și de la mediu stresant, dat tot de competiție. Sau fiindcă n-ai găsit loc, dat tot de competiție. Adică e din ce în ce mai greu și deja a ajuns la o supra-saturație domeniul ăsta, jobul ăsta, să te faci avocat. Fiindcă tot s-a dus pe avocatură. Dacă vezi în România, sunt trei mari domenii. Drept, medicină și computer science acum. Dreptul, hai să le analizăm puțin, care sunt supra-saturate și nu. Dacă e să iei medicina, nu sunt destul specialiști, fiindcă majoritatea ori se lasă pe parcurs, sunt 6 ani, mai e și rezidențiatul. Adică ori se lasă pe parcurs, fiindcă e foarte greu, ori pleacă în străinătate. Deci, practic, după ce ies, după ce se specializează, ei o să plece și o să se lase alte locuri. Adică, chiar dacă o să vină foarte mulți pe medicină, tot o să fie locuri, fiindcă ori o să plece, ori o să se lase. De-aia nu a devenit încă medicina supra-saturată în România, din punct de vedere a joburilor. Bun, continuăm. La drept, dacă stai să te gândești, dreptul a început să se dezvolte după căderea comunismului, când era puțin... a început practic să fie o balansare, să... nu știu, înțelegi ce vreau să spun. În ultimii 20-30 de ani a început să se dezvolte chestia asta. Înainte, când era comunism, era puțin cam greu să discuți despre drepturi. Dacă stai să te gândești. Bun. Deci, în domeniul ăsta,
au trecut deja 20-30 de ani în care oameni s-au specializat și oamenii au ieșit și s-au angajat. Te întrebi, nu s-au lăsat și ei? Ba da, s-au lăsat și mulți dintre ei, fiindcă și dreptul e greu. Doar că sunt doar 4 ani. Dacă ne vedem la drept. Dacă ne gândim la drept. La medicină sunt 6 plus Da. rezidențiez. Adică oamenii care se lasă sunt mult mai puțin la drept. Adică oamenii care o să termine o să fie mult mai mulți, dacă e să o gândim așa. Bun. Continuând, oamenii nu pleacă de la drept în străinătate, cum pleacă cei de la medicină? Păi, nu prea pot să plece fiindcă ei se specializează în ceva, în dreptul României. Adică ei învață Constituția, ei învață România. Nu prea poți să ieși așa de ușor cu dreptul din România, fiindcă tu înveți structura României. Asta faci la Universitatea din România pe drept. Tu înveți să judeci ce se întâmplă în România, în mare parte. Deci nu poți să pleci așa de ușor. Oamenii dacă nu se lasă atât de mulți și oamenii dacă nu pleacă atât de mulți, o să creeze un bazin din ce în ce mai mare. Locurile de muncă sunt, dacă e să ne gândim în drept, sunt date de oameni. De cât de mulți oameni sunt în România. Oamenii, populația, să zicem, care a rămas constantă sau a scăzut. Oamenii specializați în drept au început să devină din ce în ce mai mulți. Deci competiția devine din ce în ce mai mare. Ți-am argumentat în ăștia 2 minute destul de bine, sper eu, de ce competiția devine din ce în ce mai mare. Bun. Deci, nu mai e o meserie de viitor avocatura, tocmai din cauza competiției foarte mari. Nu mai e o meserie de viitor în România din cauza competiției. Înțeleg. Sau, poate e Și e o meserie necesară, dar nu poți să te impui foarte ușor. Și a atins cumva, a fost o ascensiune după 90, după 2000, a fost o ascensiune și apoi ascensiunea asta a început să se botolească până acum, în prezent, când deja totul e clar și s-a limpezit. Nu, deja vine natural. Atât cât intră, atât cât ies din domeniul ăsta, atât cam trebuie să intre. Acum ne gândim și trecem de la medicină și de la drept înspre ce? Înspre computer science. La întrebarea mea dacă se va limpezi și nu va mai fi ascensiunea asta. Asta mă refer. Dreptul, medicina vor exista mereu, computer science va exista mereu. Dar te întreb, se va rupe vreodată ascensiunea asta? Va înceta vreodată sau în viitorul apropiat să urce nevoia asta de programatori, să mai fim așa de căutați? Sincer, nu pot să dau un răspuns cu chestia asta, dar probabil într-un final, cred că da. Nu știu, sincer. Probabil o să apară alte chestii când o să se înlocuiască programatorul care scrie cod simplu cu un AI care scrie cod asta peste foarte mulți ani sau nu știu, chiar nu știu la ce să mă aștept. Bun, eu spun că noi marketăm puțin prea mult informatica, sincer. Adică noi spunem că e o meserie de viitor, doar că noi nu știm. Dar e de prezent, nu e de viitor, sincer. Pentru mine așa pare, că e mai mult de prezent, o meserie de prezent, nu de Bine, viitor. asta gândești tu, da. Dacă deschizi televizorul, o să spună toți la știri că e o meserie de viitor. Nu o să spună, ei nu trăiesc în prezent, ei trăiesc în viitor. Da. Vor să spună că viitorul e în prezent. Dar de fapt prezentul e prezent, nu e viitorul. Bun. Și acum ne gândim, în câți ani se va opri sau se va stopa ascensiunea asta? Adică Destul de mult. Adică mai mult de 10 ani. site-urile, da, mai mult de 10 ani, care nu e foarte mult, 10 ani. Da, nu e Bine, foarte mult, dar zic acum că e un viitor. da, noi care suntem acum și învățăm să stăm la universitate, la facultate, pe domeniu, putem să evoluăm și să prindem experiență și să rămânem în domeniul ăsta. Dar oamenii care o să vină peste 10 ani nu o să mai aibă aceeași șansă, să aibă fix șansa pe care o are un viitor avocat acum. Asta vreau să zic. Că cumva oamenii supraestimează domeniul ăsta și ei cred că e infinit. Domeniul ăsta nu e infinit. Noi Da. programatorii generăm software, generăm aplicații în funcție de câți oameni și câtă cerere e. Dar dacă noi suntem din ce în ce mai mulți programatori, software-urile pe care trebuie să le generăm vor fi din ce în ce mai puține pentru fiecare dintre noi. Și deci cererea de programatori, dacă cererea de dezvoltare a software-ului dacă va fi mai mică pe programator, fiindcă programatorul va fi mai mare, înseamnă că concurența va fi practic și mai mare. Bun, deci discutam despre faptul că
programarea care e într-un crescendo acum, practic se va limpezi creșterea asta. Se va stopa. Va fi o nevoie de programator și în viitor, dar nu va mai fi nevoie de programator peste măsură. Adică în 10 ani, câți vor ieși din domeniu, atâția vor intra. Cam asta vreau să spun. Nu va mai fi cererea asta, oricine termină să se bage pe programare. Ce vreau să spun e că nu mai e bine să marketăm atât de mult, că e un domeniu de viitor, e un domeniu de prezent. O să existe, o să avem nevoie, e un domeniu care a intrat acum foarte puternic în societate, dar nu e un domeniu care să fie wow în 10 ani. Cam asta e. Înțeleg. Tu ce ai pregătit pentru viitor? Ce vrei să faci pe viitor? Am înțeles, na, că ai primit recomandări să îmbini dreptul cu informatica, dar tu ce te gândești că ai vrea să faci? Da, e o întrebare pe care mi-o pun și eu destul de des. Da, mai ai timp oricum. E o replică destul de proastă, mai ai timp oricum. Adică îi dă o siguranță omului, o siguranță pe care nu știe să o gestioneze. Adică omul trebuie să se gândească în fiecare moment al lui ce va face în pasul următor. Să nu fie stresat, dar să se gândească. Mai ai timpul ăsta, e destul de periculos. Ce vreau să fac? E clar un master afară de un an. Dacă n-am plecat la licență 3 ani, vreau să fac un master. Nu contează țara neapărat, o țară frumoasă, Olanda, Franța, sunt vorbitori și de franceză, Anglia poate. Acum au mărit taxa la 30.000 de euro pe an, cam așa e, cam. Nu mai e schemă să pleci în Anglia. Dar aș vrea Că au să. ieșit din UE, nu? Poftim? Da, Că că au au ieșit ieșit. din UE de Suntem asta. ex acum, nu mai avem acordul ăla. Bun. Păcat. Deci o să fac un master. Nu vreau să fac totuși pe informatică afară, sau nu sunt sigur încă. O să vreau să fac în psihologie, cum am zis, sau în ceva marketing, dar o să vreau să fac și un master în informatică și o să-l fac probabil în România. Nu știu sigur dacă la Unibuc, la Poli București sau în Cluj. Iau în parte așa dacă să plec la master în Cluj sau să rămân în București. Probabil să rămân la Unibuc și dorm alint, dar iau în calcul. Deci, ca studiu, o să-mi termin licențele, în 2 ani o să termin o licență de informatică, mai am un an la drept, o să mă apuc de masterul de informatică. După 5 ani o să am două licențe și un an din 2 terminați la master și probabil o să încerc să îngheț sau să fac în paralel, sper să pot masterul ăla de un an afară și ultimul an de master în România. Adică după 6 ani, sau cât vine, nu, după 5 ani, să termin Șase. și. Mult. Da, scuze. După 6 ani să termin două licențe și două mastere. În tot timpul ăla o să încerc să mă gândesc și înspre programare, adică o să fac cel mai probabil vreo 2-3 internship-uri sigur. Vreau să le fac, vreau să fac unul în România, să prind din zbor mediul ăsta, mentalitatea, logistica, și în general cum se mănâncă informatica. E bine de știut. Și după în ultimele mele două internship-uri pe care mi le planific, vreau unul să fie la o firmă mare, clar, și unul să fie afară. Adică unul să fie afară la o firmă, nu contează de care, să fie afară, și unul afară de la o firmă mare. Adică să știe și nepotul meu că am fost la, nu știu, la Google, la un Palantir, la un Bloomberg, să știe, bă, am o poză cu bunicul meu pe perete, bunicul meu e șmecher, ceva de genul. Și Foarte tare chestia asta. în tot timpul ăsta o să mă gândesc un pic și la antreprenoriat. Am deja vreo două idei care nu sunt related cu informatica. Am și o idee de informatică pe care le-am prezentat unor prieteni și vreau să o implementez cu ei. Probabil o să dureze un an să o implementăm și apoi încă un an să o marketăm. Deci o să auzi puternic ideea dacă o să iasă doar în 2 ani. Dar e bine să încerci, înveți încercând. Deci o să mă împart în următorii 4-5 ani între învățat la facultate, formal, învățat în business, sper eu, cred că pot, și prins oportunități din zbor. Adică mă gândesc să merg pe informatică, dar dacă se va isca ceva mai bun decât informatica, nu voi rata trenul ăla. Dacă stai să te uiți, un informatician câștigă 5-10.000 de euro, să zicem 5-10.000 de lire dacă se duce în Anglia. Poate să câștigi până la 15 dacă are vechime, dacă e foarte bun. Dacă tu reușești să scoți banii aia din altceva și altceva o lasă să-ți placă, de ce să dai cu piciorul?
Adică da, mi se pare, mi se pare că oamenii iubesc informatica și programarea în, și computer science în ultimul timp doar fiindcă se câștigă bani. Adică cel mai mare argument al omului care vrea să se apuce de programare e că se câștigă foarte bine și îmi găsesc ușor loc de muncă. Bun, în 10 ani nu vei mai găsi locul așa de ușor și fiindcă nu vei mai găsi așa de ușor și vor fi mai mulți programatori, se va câștiga și mai puțin. Adică dacă poți să câștigi din altceva banii ăia și să ai o satisfacție mai mare, de ce să nu faci chestia asta? Chiar am discutat cu niște prieteni care sunt în domeniu deja de vreo 10, 15, 20 de ani. Mi-au zis, un prieten care lucrează la o firmă mare în străinătate mi-a spus, băi, mai stau câțiva ani aici, mai sunt câțiva bani și o să-mi fac o pensiune unde să mă retrag. Dar mulți gândesc, bun, o să scot niște bani și în banii ăia o să investesc în antreprenoriat. Adică se duc în direcția programării și computer science doar ca să scoată banii și pe care să investească în altceva. Adică ei își investesc 10-15 ani în viața lor pentru a primi banii aia ca să înceapă în alt, în cu totul alt domeniu. Adică mie mi se pare o mentalitate destul de proastă să pierzi 10 ani să te specializezi în ceva doar pentru bani. Adică dacă vrei să te vrei să începi ceva, începe de la început, chiar dacă nu ai banii aia, fiindcă poți să îi... Din inerție o să meargă totul dacă ai pasiune. Nu știu cum exact să spun. De-aia, chiar dacă... Eu mă gândeam că, având în timp și post-avara aceasta, o să strâng niște bani și după aia vin acasă să investesc în InfoNow. Și de când am aflat că o să fie remote internship, și atunci o să-mi deschid firmă și tot, și de când am aflat că o să fie remote internship, mi-am zis că nu o să mai am ce să fac, cum să investesc. Și ai luat unul pe 5 din ofertă inițială, nu? Cam așa, da. Și care... Da. A, probabil tot ai peste între 1000 și 2-3000 de euro. Probabil. Nu pot să zic, dar nu. Da, nu știu. Așa mult, pentru că e și taxele din România. Deci net nu au venit chiar așa mult. Stai, deci tu dacă lucrai acolo nu se aplicau taxele, dar fiindcă lucrezi aici trebuie să plătești cotizații românilor. Da, și 43% și destul de mult. Și na, mi-am zis că tot ce o să fac, investesc direct și îmi deschid firma acum. Chiar dacă n-am așa mult bani și așa mult de investit, deschid acum, văd ce-o fi. Și mai ok că află mai mulți oameni, ajung mai mulți oameni și o să fie totul mai ok. Decât să aștept, dacă veneam eu din intern și abia pe 26 ajungeam acasă și aveam bani să investesc și așa. Și deci a fost mai ok că am început mai devreme. În general, cum ți s-a părut viața de corporatist? A fost pentru prima oară, nu? Da, a fost pentru prima dată, prima e mea experiență de job full-time, gen 8 ore pe zi. A fost, cred că, mult mai ok decât la o corporație în România, cel puțin așa mi se pare. Nu a fost chiar atât de stresant, având în vedere că eram doar intern, dar aveam task-uri de îndeplinit, aveam termen limit, adică nu a fost că stăteam deja pe toată ziua. Și cum e, nu a fost atât de social ca și un internship în persoană. A fost mai mult lucrat și cam atât. Au fost câteva evenimente sociale, dar era mult mai social dacă eram acolo. Cunoșteam mult mai multă lume și nu. Da, uite un motiv pentru care eu 90% o să fac internship-ul meu, primul internship în România. Fiindcă sunt șanse ca pandemia să revină și la vară sau să revină sub... Da. Să... Google nici măcar nu și-a deschis aplicațiile acum. De obicei și-a deschis prin octombrie, dar știu din niște surse că s-ar putea să ori să nu mai vrea, ori să facă tot remote la anul. Adică de ce ai vrea să faci o firmă în străinătate dacă faci pe bani mai puțin și nu banii contează cât experiența aia. Adică trebuie exact să fie... Dacă vrei să dai în străinătate, dai în străinătate fiindcă, nu fiindcă vrei tu să-l cunoști pe hashish din India care îți va fi coordonator. Vrei să dai în străinătate ca să vezi mediul, clădirea, cum gândesc ei, orașul. Vrei să ieși din mediul tău ăsta al României. Adică nu ar mai avea farmec. Și decât să stau în România să lucrez remote sau să am șanse sau nu știu, sau să prind COVID pe acolo, mai bine aș sta aici și aș sta într-o echipă mai safe. Da, înțeleg. Da, și eu am fost destul de dezamăgit când am auzit că era remote, dar da, nu mai puteam da înapoi. Adică puteam să anulez, dar mă gândeam că altceva mai bun anul ăla nu cred că obțineam. Da, exact. În scurt. Și a fost ok până la urmă. Păi, super atunci. Chiar mi-a făcut plăcere să discut cu tine. Poate o să mai facem un podcast în viitor.
Văd că am scris chiar destul de mult. Da, cine știe, data viitoare de comisii, de pregătiri, cum am început să fac Da. pregătiri, cum e să fii Chiar profesor. foarte. Vrei intri pe InfoNow? Acum vrei să mă scriu ca profesor pe InfoNow? Acum nu, că Nu discutăm acum în după momentul aia, ăsta. zic, vede. Nu acum, în momentul ăsta, mai târziu. Păi, super tare. Mersi că ai acceptat invitația. Mersi și eu. Să ne auzim cu Și bine data viitoare și să fie un an productiv, ce să zic, online asta. da, COVID free.